Pentru că pe 58 traficul este unul intens și mulți șoferi nu țin cont de limita de viteză impusă de lege pe raza localităților, dar și pentru că s-au produs foarte multe accidente pe raza comunei Recea, primăria a făcut în această toamnă adrese către administratorul drumului, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj și către Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș pentru a se lua măsuri. Administrația locală a cerut celor două instituții soluții astfel încât în zona trecerilor pentru pietoni și în intravilanul localităților să fie respectată limita de 50 de km pe oră. De asemenea, solicită reprezentanților de la drumuri și de la IPJ să ia în considerare varianta amplasării unor rampe, în special în zona zebrelor, astfel încât șoferii să fie determinați să reducă viteza. Demersurile au început din septembrie, iar cele două instituții au oferit un răspuns la interval de câteva săptămâni. DRDP Cluj a precizat că firma are în vedere îmbunătățirea semnalizării trecerilor pentru pietoni și în special a celor unde se produc accidente. Cei de la Cluj au sugerat că au dat tema de casă structurii din Baia Mare pentru analiză împreună cu serviciul rutier și ulterior împreună cu reprezentanții administrației locale să se stabilească cele mai eficiente măsuri. La rândul său, IPJ Maramureș a informat primăria că s-a propus executarea unor covoare antiderapante de culoare roșie în zona zebrelor. De asemenea, se ia în considerare varianta îmbunătățirii semnalizării verticale și lucrurile însă cam la acest nivel au rămas. Răspunsurile pe care am primit atât de la Poliția Rutieră cât și de la administratorul drumului că vor analiza și vor încerca să găsească măsuri, dar până la asta nu au absolut nimic concret. În consecință, administrația locală a reluat astăzi procedurile. Asta în condițiile în care duminică seara un bătrân de 73 de ani a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni din comună. În comună avem vreo 8 puncte vulnerabile. Am zis de la intrare în Lăpușel până la ieșire din Recea, cât și de la intrare în Recea până la ieșire din Lăpușel. La toate trecerile de pietoni, datorită faptului că a crescut foarte tare numărul de mașini care circulă pe drumurile publice, poliția rutieră se regăsește din când în când pe aceste persoane de drumuri. Dacă radarele fixe ar fi soluția prin care ai temperat pe toți participanții la administrația locală așteaptă acum fapte, nu hârtii.